Până la sfârșitul lunii vom avea o formă finală a legii pensiilor speciale. Declarația a fost făcută în exclusivitate la postul nostru de televiziune de vicepremierul Kelemen Hunor. Acesta a dat asigurări că actul normativ va fi unul corect, echilibrat și constituțional. Pensiile speciale, eu cred că până la sfârșitul lunii martie vom avea o formă finală a legii. Avem un grup de lucru, și de la noi sunt doi specialiști și de la celelalte partide, vor veni în coaliție și pe baza raportului Băncii Mondiale și pe baza direcției date de coaliție, sunt convins că lucrurile până la termenul stabilit și asumat de România vor fi rezolvate. Vicepremierul a pledat pentru principiul contributivității și susține că nu e normală pensionarea la vârsta de 50 de ani. Eu plec de fiecare dată de la un principiu sănătos, contributivitate. Și după aceea, sigur, poți să mergi pe diferite e, variante dacă, pentru cei care sunt în serviciu public, vrei să dai ceva în plus. Aici avem o problemă. Nu poate să fie pensia mai mare decât salariul. Este exclus. Din punctul meu de vedere, nu e bine să ieși la pensie la 50 de ani și să primești o pensie de serviciu. Poți să primești pensia de serviciu dacă ai ieșit mai devreme la pensie, dar după ce ajungi la vârsta de pensionare e, normală sau e, valabilă pentru toată e, lumea. Asta trebuie să fie valabil și pentru judecători, și pentru procurori, și pentru polițiști, și pentru toți cei care pot în acest moment să se pensioneze mai și ziceți noastră că repede. Din... Liderul lui de mere a subliniat că nu dorește adoptarea unei legi șubredei care să pice ulterior la Curtea Constituțională. Soluția noastră treacă... este să găsim o soluție corectă, echilibrată și constituțională, că nimeni nu dorește să pice la Curtea Constituțională, fiindcă atunci iarăși luăm de la capăt.